Focul pus pe câmp de persoane necunoscute s-a extins rapid și amenința cele două sate și zeci de gospodării. În satul Blădica, flăcările au distrus două anexe gospodărești și mai mulți stupi. Ce să facă oamenii mai mulți de atunci, mă, să avem apă, că n-avem nici de unde mai trage? N-avem de unde să știm cine pusă criminalul ăsta, că ăsta e un criminal. După ce incendiul de la Vlădica a fost localizat, prăpădul s-a dezlănțuit în satul Podugrosu. Sătenii au intrat în panică și au cerut mai multe forțe de intervenție. E mai multe mașini care ardem cu totul și mituirul mai mult de jumătate iarți. În partea ard căștile, în partea asta, ce facem? De unde a venit focul? A venit de pe o coastă de sus, de jos, de tot. A venit odată, ne-am pomenit cu el. Ce a venit? Vegetația uscată, vântul uză. Da, uscat tot, vegetația, cu pomii, dar tot, nu mai nimic, pomii pe uză. Sătenii au tras brazi de pe câmp cu tractoarele în calea focului. Dacă nu eram cu tractorul, ardea majoritatea. Era mai grav. Majoritatea, era grav, grav de tot. Am făcut și eu cât am putut. Flăcările s-au extins la marginea satului și au intrat într-o pădure de salcâmp. A venit focul din deală de acolo. Cine-i de du venit de la pădure la cioată? Nu știu de unde vine pomenirea cu focul în coape peste noi. Pericolul pentru localități a fost înlăturat, dar pompierii nu au reușit să stingă focul nici până acum în cele două sate, pentru că mai sunt multe focare care se pot reaprinde sau extinde oricând.